asta la figura de la diagonală. Deci la figura de la, de la diagonală, când facem figura, nu trebuie să facem, nu trebuie să facem pasul foarte mare sau săritura foarte mare lângă faptă. Înțelegi? Pentru că atunci când bați cu palma de pământ, trebuie să se vadă corect și trebuie să fie linia, linia, adică diagonală trebuie să fie diagonală. Și când ai făcut figura, când ai pornit, trebuie să se vadă piciorul. Trebuie să se vadă piciorul și mâna. Ansamblu folcloric Dor Teiușan a fost înființat în anul 2012 prin inițiativa celor trei colegi, Dana Dumitrian, Damian Fostoc și Puiu Man, adică eu. Eu sunt instructorul. Dana Dumitrian e specialistă în coreografie și, zic eu, director artistic. Celălalt coleg se ocupă cu grupa mică. Îmi pare rău că nu este aici, dar totuși trebuie menționat. În anul 2012 ne-am hotărât să facem un ansamblu. Pentru că Teiușul nu avea ansamblu, hai să facem un ansamblu. Și împreună cu ceilalți doi colegi am fost în școală, la liceu și am început să recrutăm copii. Copiii pe care o să-i vedeți și dumneavoastră în filmările următoare. Copiii, să știți că sunt foarte buni, sunt între 14 și 18 ani. Avem unul sau doi care sunt peste 18 ani. Dar să știți că se integrează fără nicio problemă. Ansamblul vrea să ducă mai departe tradiția locului, tradiția Teiușului și, bineînțeles, a satelor din împrejurim, cum ar fi Căpudu, Pețălca, Haidău de la Teiuș, care îl jucăm și noi, să știți că se trage de la Pețălca. Pețălca care a dus mai departe jocul, de unde am învățat noi, de la moșii și strămoșii noștri, am învățat Haidău și să știți că ăsta vrem să-l facem să fie jocul nostru, unul dintre jocurile noastre de bază. Festivalurile la care am participat noi sunt festivaluri locale. Bineînțeles, am fost și la festivalul de la Târgoviște, care a fost în perioada septembrie, 5 septembrie, dacă mi-aduc bine aminte, Zilele Cetății Târgoviște. Am participat și la un festival internațional din Rovigo, Italia. Tendința noastră este să ducem copiii pe cât mai multe scene, să joace cât mai mult. Am fost și la spectacole gen Zilele Orașului sau festivaluri locale, unde copiii s-au prezentat foarte bine, zic eu. Tendința noastră este să jucăm cât mai mult și cât mai bine și copiii să vină în jurul nostru fără nicio problemă. Adică să-i scoatem de la calculator, să-i aducem în natură, să-i aducem pe scenă, să-i aducem și la altceva în afară de calculator sau televizor sau alte chestii de genul ăsta. Thank you.
Acești minunați copii vor să ducă mai departe dansul și cântecul popular, atât în țară, dacă se poate și peste hotare. Noi avem mai multe dansuri din mai multe regiuni. Avem dans de pe Valea Mureșului, avem dans de pe Făgăraș, dans de pe Valea Someșului și am încercat să adaptăm și costumele să fie în ton cu dansurile care le joacă. Avem costum de Someș. Ce vreau să zic, costumele au fost achiziționate cu ajutorul primăriei. De fapt, locația unde noi ne desfășurăm activitatea aparține tot primăriei și cu asta țin să mulțumim celor care sunt alături de noi, care ne sprijină, care ne ajută. Vreau să aduc în evidență iar evoluția solistelor noastre. Avem două soliste care zic că sunt bune, care au participat la multe festivaluri, multe concursuri. Vă îndreptați către scenă, fiecare cu floarea în mână. Florile, când ajungeți în fața publicului, florile vor fi puse în coșul lui Petru, da? Vreau să cântați, să zâmbiți, să arătați cât de frumos este. Noi venim de la pădure, Leana mea, draga mea, ei, hai, Leana mea. Din boienile umbroase, unde-s fetele frumoase, Leana mea, una din preocupările administrației locale ale orașului Teiuș și, bineînțeles, și a mele personal, este tocmai cea legată de conservarea tradițiilor populare, orașul nostru fiind renumit atât în regiune, la nivelul județului, cât și la nivelul țării, prin tradițiile sale specifice în domeniul dansurilor populare și a tradițiilor folclorice. Am vrut și am ținut foarte mult ca, la nivelul orașului Teiuș, să funcționeze un ansamblu folcloric care să prezerveze tot ceea ce are mai bun această zonă. Să nu uităm că Teiușul este cu Teiușul, cu satele lui aparținătoare, mai precis cu Pețelca, este locul de unde a pornit Haidău. Este locul de origine a uneia dintre cele mai cunoscute și mai jucate dansuri populare, dansul Haidău. Am vrut și țin foarte mult ca, la nivelul acestui oraș, a orașului meu natal, să funcționeze un ansamblu folcloric care să ducă mai departe aceste tradiții atât de bine prezentate în acest oraș. Este adevărat că o perioadă de timp orașul nostru a fost văduvit de aceste tradiții prin modul lor de prezentare, dar am încredere că acest ansamblu folcloric, dorteiușan, care face exact ceea ce spune și numele, vrea să ducă mai departe acel dorteiușan adevărat al nostru, al teiușenilor, bine coordonat de către niște instructori numoși, va fi în stare să ducă pe mai departe tradițiile noastre. Tradițiile noastre populare, pentru că la origini, la rădăcini, până la urmă ne-am născut la sat. Iar aceste tradiții vor trebui conservate și vor trebui duse pe mai departe. Am încredere în Dorteiușan și sper că împreună să purtăm mai departe flacăra și prestigiul acestui oraș. Thank you.
la 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 la. Mă deștept de somn plângându-mă, la 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 la. Când vine badea-n dormă, la 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 la. Mă leagănă ca frunza-n pomă, la 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 la. Acest ansamblu de aproximativ 6 luni. Vin cu drag la repetiții, mă simt bine de alături de colegii și prietenii mei. M-am adaptat repede la colectivul pe care acest ansamblu îl are. Muncesc din greu pentru a ajunge pe prietenii și colegii care sunt cu mine la dansuri. Mulțumesc antrenorilor și colegilor pentru că m-au integrat în acest grup și că mă susțin în continuare. Fac parte din ansamblu Dor Teiușan de 2 ani. Colegii mei în tot acest timp mi-au demonstrat că sunt niște prieteni adevărați. Alături de ei am plâns, am râs. Dor Teiușan este a doua mea familie, iar instructorii sunt părinții noștri de suflet, iar eu îi îndrăgesc mult, mult pe toți. Așa, că mai știi și altceva. Ia zi și-o, țigană! Solistă a acestui ansamblu, îmi place că suntem un colectiv, iar costumul popular pe care îl port mă reprezintă și sper să evoluăm împreună. Sunt solistă în acest ansamblu de aproximativ 2 ani. Iubesc această familie deoarece mă susține mereu. Cred cu tărie că ar trebui să purtăm toți portul popular deoarece acesta ne reprezintă pe noi ca români. Să haide, uităm frumos! Te mureși în sușine!
Ce